Neața, am trecut și la făcut rafturile pentru solarul ăsta vertical. Mi-a venit echipa, Alberto cu Nuțu, cei mai punctual de prin zona de pe aici. Pornește râsul, au emoții terminați. Dar ne-am cerut aprobarea, vă dați seama, să îi filmez. Vă arăt și vorbesc din spate cum am gândit să fac rafturile astea. Nu știu, poate inspiră și pe altcineva. După cum știți, am făcut structura, acum vreau să fac rafturile, astfel încât să folosesc pentru flori în special și sus, probabil, și pentru răsaduri, pentru că o să am lumină. El o să fie îmbrăcat cu folie, o să vă arăt eu și când e gata cu folie. Și până atunci am gândit așa proiectul, cu ștacheți puși invers, da, pe cant, să aibă rezistență, să nu se îndoaie, iar deasupra o USB. Facem nade aici, încât să aibă rezistență. Da, petrecuți. Am ales o USB de 10, de un centimetru, suficient, oricum structura va fi îmbrăcată. Aici, în tăritură, vin unul cu altul. Au pus piedică să nu se ducă nici încolo, nici încoace. Și deasupra o să vină raft până în capăt de tot. Riscul negrese, evident. În ștacheți de sus. Așa o să vină patru rafturi. 1, 2, 3, 4. Sursă de apă am aici, curent am aici. Vor fi trase cișmeaua aici, dărăpătorul pentru tot ce înseamnă curte, alee, tot, cap, scară, va prinde în trei poziții. Și, evident, voi băga lumini și pe fiecare raft, astfel încât să pot lucra oricând. Și priză pe capăt, o să vedeți, ca să bag sursă de căldură de dedesubt, cu ventilator, încât să-mi aereze, să-mi uniformizeze temperatura. Să o țin, indiferent cât ar fi de fric, să nu îmi scadă sub, nu știu, 4-5 grade, astfel încât să mențin florile. În rest, efectul de seră se va forma. Urmează să vină și echipa care l-a făcut să-l înfolieze, pentru că e poziționat foarte bine. E pe aproape pe sub-nord, exact ca solarul ăsta. Și voi avea lumină la greu în ziua aici. Ăsta e solarul vertical, să zic așa. Da, va avea și efect de prezentare. Pe alea asta vor putea veni grădinarii să își aleagă flori. Mai am posibilitatea aici să mai agăț, dacă e problemă, când sunt floricele mici, știu și eu pe aici, care se vină pe raft, și aici, nu știu, flori, lumini, nu știu. Voi vedea. Oricum, e ok. Cum vă ziceam, de sus, după ce au făcut structura de ștacheți, mai dăm și cu capul ce să facem, da? Vine de sus și prinde cu negresă. E, lasă acolo și dă-i după aia la tine. Dar vezi să fie asta la el. În capăt aici este marele uriaș, Alberto. Omul meu de încredere pe ce înseamnă nu doar punctualitate și muncă, ci și idei. Dacă vin cu un proiect, îmi zice, e mai bine așa, ești mai bine așa cu banii, adică nu mă arde. Mereu. Doar când vrea el. Sunt din zona de aici. Și ori de câte ori am avut nevoie, și la avarii, și la orice, nu m-a lăsat. A venit și noaptea, și duminica, și de sărbători. Ceea ce rar mai găsim, știți asta. Țin și eu de ei cum pot, ei de mine și uite așa. De aici invers? Îi dau de control. Aha. Să știi unde îmi dă... A, am înțeles.
Sau că n-ai cum să vezi de sus și de jos. Corect. Asta la primul, ăsta de mai sus, mai jos, după aia vedeți. Nu e o problemă, nu? Da, da. Asta aibă linia pe unde se vine cu, din capul ăla cu negrese, nu? Da. Am înțeles. Că nu vede toate. Da. Eu zisesem de aici sunt mai rapizi, să fi făcut o bucățică de stachete de aceeași dimensiune aici, să fi pus-o și mereu știau, da? Ei lucrează mai la practic, mai pe direct. Ăsta de sus e mai greu de făcut. Am ales să-l fac aici, încât să ajung și eu cu mâna să pot să duc calveolele. Oricum, nu există, v-am zis eu, o să mai iau vreo două scărițe, să am una afară și două, câte una în fiecare solar. Dedesubt, la final, jos o să pun un agrotextil, astfel încât să folosesc și spațiul de sub ultimul raft. Să bag ghivece, de leandru, de ce arbuști o să mai am. Oricum, aici va fi concentrate, vor fi concentrate florile până în capăt, încât să, cu plasă de insecte, mi-a venit plasa de insecte ieri, pe manivele, încât să nu periclitez sadurile. Are 18 metri. Am calculat să am spațiu aici de 66 minim, 67 minim, de fapt, să-mi încapă două alveole pe lat. În caz că am alveole cu butași, cu de flori, cu mai știu eu ce, să-mi încapă. Înțelegeți cum vin, da? Ei vin aici. Se strâng în jumate, am lăsat un luft încât să aibă rezistență. Dar ăștia vin mai, placa vine ieșită, o duc să vă arăt iar. Aș fi vrut să fac tot din fier, dar m-a costat mult mai mult și am ales lemn. Vedeți? Deci ei nu vin în margine, s-au dus cât de cât în jumate ca să economisesc încă un ștachete pe jumate și greutatea nu va fi foarte mare. Ca atare, sper să țină structura asta. Am măsurat aici, distanță egală și în partea aia, astfel încât, da, de aici până aici să fie cât e și în partea aia. Să aibă rezistență. La prima vedere, rezistență bună. Dă semne. Ce să dă? Păi i-am dat fiul. Păi l-am scos eu pe aia. Da. Și asta, e foarte, asta foarte e solid. Aici vine mai înalt pentru că e terenul de așa natură. Dar nu mă deranjează. Deloc. Asta lemn. Asta lemn la tine. Asta e pe lângă cu stachet, chiar pe lângă. Știu. E bună pentru bulieni, să nu crească. Ce vânt? Ce vânt și acolo? Bagă și pe acolo. E de la aia, de la fevrie. Ce mai băgăm aici? Acum folie, s-a făcut un pic. Și nu mai dă burea. Și nu e gata. Trebuie învelit. Da? Trebuie învelit și plasa de insecte. Prize. Și evident, vara asta, când pot, sistem de irigare. Să văd ce fac, cât să fie ușor. Deocamdată este cel clasic, cu cijmele, două care să-mi deservească stânga, dreapta,
stânga, dreapta, pe capăt. Toate astea. O să gândesc aici niște scărițe. O scăriță pe care să o mut, țac, 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 să pot să urc și sus. Și după ce o să fie cu folie învelită, o să arate exact cum mi-am imaginat că o să arate. Spațiu. O să folosesc lateralele pentru plantele iubitoare de lumină mai mult, iar în spate acolo o să mă duc, cu toate că o să fac și ceva lumină suplimentară, o să mă duc cu cele care, nu știu, suportă și o semi-umbră. Lumină e, dacă acum e luminat acolo, va fi. Mereu pentru că toată ziua sunt cumva aproape pe sud-nord. Sudul e aici și nordul undeva spatele telefonului acum. Și am lumină, frumos vine de pe reflectă, în folie, foarte avă, am gândit bine, zic, sper. Vedem în creșterea plantelor cum va fi. Va fi lumină, deci pe, cel puțin pe lateral asta va fi lumină și sunt convins că și acolo, de-aia nici nu am făcut late. Plus că mai reflectă și din tabla de pe gard, lumină frumos aici. Sper să fie eficient. A costat cât un solar. Costă în final cât un solar de 60 de metri pătrați. Dar este expert făcut pentru flori, încât să pot trata florile cu insecticide, elegant, separat, fără să viciez răsadurile, pe care mă străduiesc să le fac organic pe cât e posibil, pe cât pot e posibil, pentru că există produse organice. Vorbesc de fertilizare de creștere. Cum ele vor pleca spre creștere, spre grădinar, e decizia lor. Ce fac după? Până la plecare de la mine, în caz că nu am probleme și teoretic n-ar trebui să am probleme, pentru că având plase de insecte, având capcane picioase și lămpile alea, și în caz de ceva de o musculiță, laser și baseptorin, nu mai știu cum aici, mai sunt câteva produse, Voyager am auzit de exemplu, sunt organice și pot ține răsadurile până pleacă de aici pe organic. Pur organic vreau. Chiar dacă sunt produse convenționale care au, sau mai bine spus, nu au remanență de la nivelul de răsad până la plantare. Eu aici vreau să știu că le-am făcut organic. Înțelegeți? E vorba de mine. Nu mă întreabă nimeni. Dar recunosc că decizând să fac organic răsaduri de legume organice, o să și latru despre asta, înțelegeți? Până la urmă e un ban în plus și o muncă și moralitatea mea privind, știu și eu, plante sănătoase, e în plus față de mulți producători de pe piață. Foarte mulți. Nu vă imaginați. Nu înțeleg de ce. Chiar dacă și eu vreau bani în plus, e un efort mic, vă spun eu. E vorba de la inputuri pe un sezon de, ca și, hai să zic, 50.000 de răsaduri de 10% în plus, ca să le faci organic, da? Și fără riscuri. Înțelegeți? Dar e alegerea fiecăruia, eu le fac așa pentru liniștea mea și pentru ca oamenii, oricând, să știe că măcar, nu știu, eu încerc să le dau sănătoase de la început și intenționez să fac, o să sap anul ăsta, să-mi iau niște testere de Brix se găsesc și de chimicale, astfel încât să văd și eu la răsadul de pe piață, în comparație cu ale mele, dacă rămâne remane, dacă e rămâne remanențe, pleonazm, dacă remanența există și văd deosebit față de răsadurile mele. Astfel încât să știu eu și să știu și eu și voi că pentru 10% în plus la inputuri merită să luăm plante sănătoase. Sau nu, vom vedea. Dar asta e așa, ca o altă idee. Vă salut. Solarul pe verticală este, nu știu, 70% gata. Urmează folie, niște surse pentru a băga o aerotermă de jos să-mi învârtă aerul. Evident că dacă nu va face față, eu testez cu senzori, iar pe aici voi băga două ventilatoare. Să-mi învârtă aerul de jos, să-mi ridice și să-mi ducă sus, da? Și invers, unul jos, probabil o să pun și unul pe diagonală sus. Să-mi
alambicheze pe aici. Florile mele sper să trăiască mult și bine. E 6:30, 18:30 și uitați ce lumină, ce luminate sunt rafturile astea.